Deci, bună seara, bine ați venit pe canalul Gabriel Ivan Fishing. Așteptăm pe toți cei pescari ca să mai facem niște chestii aici, niște studii, niște cercetări, niște informații, niște tardă, tot domn. Chemați-vă soacra, cuscra, cumna, nepoți. Pe nepoții am să dau niște informații tarde. A rupt ăștia așa la om. A rupt. Ia uite, bă, ce voi frumoși. Ce prindem noi, mă, cu ochii ăștia frumoși așa? Mai niște voi frumoși așa, nu știu ce să prindem cu ei. Deci am numai informații, Beto. Uite ce m-a pus ăsta să fac, să trăiți. Ce m-a pus Claudiu să fac eu astăzi. Uite și lucrezi să da, ca și mine, ca curca în lemne. Că nu înțelegea nimic din ce jucărie s-a uitat atent la ea. Ce vrem, mă, să știe? Ce știm, mă, frate? Ce ar putea fi asta? S-o colorăm cumva. Am putea să o colorăm? Ia să vedem. Jucăria lui Claudiu. Care prinde și ală, uite. Dar am putea să o colorăm cumva. Ia să vedem noi. Chestia asta. Nu știu ce, mai am niște uși aici astăzi. Așa că nu e așa. Așa că sunt pregătit aici. Scolile de rigoare. Trecură la afaceri de astea cu jucării, dar mai trebuie testat asta. Să încerc să o vopsesc. Să încerc să o vopsesc ea. Asta e mandula, mandula de România, care stă ca o pametică, uite așa. Și când o mișc până apă face clic, 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 clic. Dar aici e un plomb. Care se atașează aici la ancorița asta. Și asta are ancoriță. Mai trebuie o vopsea. Frumoasă la mandula asta. Să vedem ce este. Nu, e o... Să trăiți, să trăiți. Este o prototip, e de probă, nu e de... E de probă. O jucărie care imită ceva, adică prin apă pe acolo la șalău, care stă așa ca hopa metică, cum stă twisterele alea Zemanu. Aoleu, dar stai înțeleg, uite, bă, începe oja să topească astea, bă. Nu e bună treaba. A început oja să întopească soluția asta. Bă, frate, băi, rămân fără mandulă. Să bă mai puțin așa. Nu, fără mandură, bă. Ia uite-o. Păi da, păi știu că mă bag, da. Să treacă ziua de mâine, că sunt puțin ocupat mâine și de poimine încolo, direct păi știu că și că a prins cineva pe Argeș pe aici. Și dar mai spune la nimeni. Mare, cu icre, auzi. Nu știu dacă videoclipul a fost pe YouTube sau la da lui personal, dar așa am informația. Ștuși mari pe Argeș aici. Pline de icre. Calegea gagiu icre. Păi ce am o da, doamne, așa că fac niște inveții, dar a început asta să mă mănânce. O, uite, bă, l-am mâncat de tot, bă. Ulu. Ia uite, da, înțeleg. Ia uite, mi-a mâncat tot plasticul de aici. Cum a ajuns ăstea, frate.
Deci nu încerca ceva. Uite, bă, cum a rămas fără mandul. Na, bă, Claudule, că nu merge să treacă. Tu pe aici ai dat pe Argeș? Rămas fără mandulă, bă. Ca să vezi faza fazelor și chestia chestiilor. Dar nu-i nimic, că găsesc eu un papuc și o refac. Deocamdată o las așa. Deocamdată o las așa pe mandula asta. Mă apuc. Am până jur. Eu doar am auzit, n-am dat la știu că pânăjilor, doar am auzit. Am fost pe la Călugăreni niște clen frumoși. La ceas de la Viu, la ceva. Plută la. Călugării. Credeți că sunt bune? Credeți că sunt bune, bune? Cercăm, la șalău? I-am făcut la un băiat, unul de culoare albă într-o iarnă, dar da cu el. Pe cap de jinghi. Fac, dar să-mi iau un... Să-mi iau un... știucă. Știu că am luat și la muscă de 14. Muscă de 14. Pe cârligul ăsta care îl vedeți, am luat știu că de 1,5 kg. Trebuie să mai morg cu strimările. Numai că ia ceva gen strimei ca peștișuri. Să păcălea ele pe acolo. Peștișuri de culoare albă așa. A, da. Mai bogate, mai bogate. Păi am pălea mare de 15-0 de ștuc. Pălea mi-a dat rezultate, am luat ștuci la Lipești alea. ceva pe aici? Cum? Lipești ceva pe aici? Ce Bă, miros așa? după aia, uite, m-a făcut că n-ai. Ce dracu e alea? Uși. Am făcut și eu unghiile. Ce dracu miroase pe așa? Păi asta, uși, altceva ce. Nu, dragă, vopseam o chestie. Păi ce mă, n-avem geam să deschidem? Aaaa, ce n-am terenat, dar ne-am măcat așa. Ce să stai fiu, de viule, că pe geamul aia, uite gol, na, uite ce mi-a făcut așa, mi-a măcat tot aia. Închide geamul. Păi n-am închis, eu n-am deschis. Poate mă dă și ea alea zăruzelele acum așa. Am Hai ales că zelzele. Da, deci am făcut pe ăsta, dar fără jig și cu șnurul de muscă. Am prins la ștuși, frate, de na. Am și șnuroci. Ce să mai faci, frate, ia. Ce să mai faci, frate, că... Mulțumim și dumneavoastră. Auziți, mănâncă șalău pe Golești, domne. Și nu departe, la 40 de metri, nu v-a apucat să dați în jumatea barajului, că nu prindeți. Că a mai dat un domn doctor și le-a dus cu bărcuța și n-a prins nimic și doi băieți la 40 de metri au luat șalăi. La Ghibuășcic. De la Maire la ușă. Deci fiți atenți ce șmecherie. Mâncă șalău pe Golești. Mă sună domnul inginer, îmi zice, bă, du-te la Golești. El se duce mâine la Golești. Spuneți că de la mine. Și Cristi zise, am văzut niște dube. De la balastiere, olea că mai încolo, pe acolo mănâncă purcelul, că ia pe acolo mierlie, ci că da, o sta papă mierlie, holește. Când s-a curățit, a intrat dracii, el n-a mai mâncat nimic. Așa a fost pe Golești. Fenomenul de șalu. Vorbesc cu relu
și băgăm o delta. Fiind sigur că o luăm și o luăm. A început și acolo. A luat un gagiu 4 la un kil. Și ceva. Acum mă sună Sucă să mă întrebe de ce nu m-am dus la delta. Bă, nene, nu m-am dus că nu am fost bătărți. Ce vrei să-ți mai zic? Că avem treabă. Să luăm cu alte treburi acuși. Ia uite, domnule. Mai te dată pește dacă mă reușesc și eu până absurd mâine să mă duc la o muscă. Face pe aproape în ultima zi. Efectiv, vedeți că dacă vreți să duceți la... Să vă duceți la Walt, la Walt mâine e deschis până la ora 12 la filială, că am vrut eu să mă ducem să plătim permisul. Nu, n-am mai făcut-o, că trebuie să mă duc să iau bidoanele de la... Dar cred că acum, la început de an, ne ducem după Șarlău și iau și bidoanele. Da, n-am altă ieșire. Stăm două zile, dormim o noapte în mașină. Dăm până la ora 10, dăm la Șarlău, le lăsăm la Bambină pe Șarlău. Stăm în mașină, uităm. Și ce să vă zic, așa, a doua zi, până după masă și până mai seara, așa, la zi. Cam cât, mă, nu până la 10, cam până la, până la 4, să zic așa, ca să avem din 6, voi ajunge și la Pitești. Și după aia plecam la Pitești. Nu găsesc bidoane, domn. Le-am, mă așteaptă băiatul cu el. Trebuie să vorbesc cu un ospătar, că sunt bidoane de bere, bidoane de bere în care se aduce bere și la ospătari. Pe domeniul meu și ospătarii, ce să facă cu ele? Fac și ce? Ori le aruncă, ori le dă pe la prietenul. Și nepotul lui Sucă este ospătar acolo. Înțelegeți? În Mahmudia. Și el mi-a promis că mi-a oprește și mie nouă bidoane. Eu mai am de lucru vreo 700 de muște. Păi bidoane ca astea, uite ca astea. De-astea, dar sunt de 15 litri. Îmi îmbrac ca lumea și bag spumă în ele cu tub de la le umplu. Și pe aia le bagă, fac o filmare și le bag în bidoane. Nu știu dacă mi-am făcut eu, ia stați așa, ulec. Mă uitam la pistolul ăsta de lipit. Dacă eu pot să, că trebuie să dau niște găuri la aia. N-am văzut de 15 litri. Deci m-am văzut. Am legat asta cu sârmă aici, super sârmă. Că știți de ce s-a topit chestia asta? Între asta s-a topit și căzuse asta în jos și l-am legat eu cu sârmă pe aici. Așa și l-am prins așa cu sârmă. Și acum se dau găuri la barca. Ca să o leg bine. Și după aia mai dau niște găuri pe care o trească să le lipesc. Înțelegeți? După ce bag spumă în ea. Stai frumos, cum am făcut tăi. M-am niște petece de la ale bărci. Originale. Păi. Dar eu nu știu, frate, cum să deschid asta. Nu știu cum să deschid asta. Porcă nu are căpă, măi, sunt tot cine bine. Mașina am făcut-o. Da, am mers azi 340 de kilometri. Eu cu taimă. 340 de kilometri mai am la timonerie. O tai așa. La timonerie mai am. A luat, mi-a adus un o cutie de viteze. Să ia asta furca de la cutia de viteze. Că vrea să schimbe furca. Să schimbe furca de la cutia de viteze și niște chestii pe acolo. Să intre și la mine, normal. Că e uzată. E uzată de 98. I-am făcut releul ăla, care releul nu știu de la ce, releul de curent, dar nu știu de la ce. Inginerul cu care vorbi zise că
Ar fi releu care încarcă bateria, că de-aia eu când ținui becurile alea, le ținui 3 minute și când se dau, a murit bateria. Vreau să vă zic că aici barca a avut și are o soluție de lipi bărci. Așa arată soluția de lipi bărci, ca să știți ce... Dați un click așa. Să citiți pe net ce comandați. Soluție de lipi bărci, așa e. Cum se numește, mă? Lodka. Lodka. Clay. Dlea. Drix. Clay. Dlea. Lodka. Clay. Dlea. Lodka. Mai știu eu o leacă de rusă, de zic, aoleu, de ce mai aduc eu aminte așa. Clay. C-L. E-I. I. C-L. E-I. N. Asta e I. În rusă. L-O-D-K. Lodka. Ce zice aici? 50 minute. Nazia Nișcova. Nanesti. Toni. Sloi. Clay. Padsi. Șisti. Nu știu. Da, merge. 50 minute. Nanesti vtoroi sloi clia i prosisti lo momenta namesto i no, mai știu. Mergem. Păi cred că facem treaba acolo. Și cu cleiul ăsta să lipesc cu soluții. Mergem, domnule, la Brău, la Șalău. La Șalău, la Ten. Am avut niște drill cu Ten. Cu Felix e bagabond, nu vorbesc. Felix e mare bagabond, nu vorbesc. Nu vorbesc că e bagabond, mă păcălește. Mai bine să nu-mi bag în cărt. Păi se teme cu el de vorbă. Și zice, salut Leo, stăteam cu el de vorba, adică eram pe la el și îl sună un băiat de la Galația, la Giurgiu. Domne, mi-ai dat un motor, domne. Și domne, nu merge motorul, domne, am făcut. Cum, domne, nu merge? Dacă spui, vină cu acest, să vedem care treia cu motorul. Domne, nu pot să vin, domne, că sunt la pescuit la Brăila. Sunt la pescuit, domne, la Brăila, sunt pe niște insule aici și... Aș veni, da, m-am încăpăt și îl derupe, nu pot să le deplasez. Și le era la Pitești. E, din cauza asta nu mai putem noi să facem afaceri împreună. Ia uite, frate. Și din ăsta o să fac peticuțe așa. Aici a rămas gol. Din ăsta o să fac peticuțe așa. Ca să... Astupălea cu lipiciul ăsta, să vedeți, le astupălea, cam așa arată. Păi ce naibii, mă, e mai gros materialul de lipit decât ăla al bărcii. Păi îl pune una lângă altă, eu n-am pus așa. Ăsta e materialul din care e făcută barca. Plasticat. Plastic așa, plastic așa. Colibri. Dar parcă e mai moale, oleac. Are altă textură, stia. Dar parcă e mai dur, oleac. Dar tot... O să tai bucățele. E bine, că știți ce se întâmplă? Să-i dau multe găuri, că atunci când bați spuma să iasă, și că să iasă pe găurile alea, că să umple. Două găuri, ce dă un centimetru. Pac, tai una de un centimetru. Tai frumos, pui în ăsta înlipit, am pus acolo, pac, s-a stupat. Barcă. Deci o păstram. Mai rămâne să iau bidoanele și să vedem cu ce ați opus. Cu
ceață, o pus eu. Prima dată trebuie să găurile astea, trebuie să le dau, trebuie să o curăț frumos, o spăl. Să o curăț frumos, să o spăl. Să pregătesc de lucruri să o fac. Avem de intrat. Da, ar fi bună ideea cu ață de pantof. Dar știți ce mă gândesc eu treabă? Nu știți ce mă gândesc eu treabă? La jucăria asta de barcă, la găurile care le dau, la găuri, pac, 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 să cos cu ele, să nu o cos așa, să iau niște capse. Capse de alea și să le capsez, pac, 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 pac. Să vină așa găurile cu capsa. Pac, pac, pac. Și când cos, cu de capsa. Ați prins ideea. Să nu se tragă aia, să se rupe cu alea în continuare. Adică de a zis să aibă să fie cât mai solid. Ca e pentru mulți ani, adică n-avem prea. Pentru mulți ani. Până una alta să mai lucrez, până ajung eu cu orelul la Delta. Până ajung cu orelul la Delta. După anul nou. Să ne facem și noi jucăria. Dăm și la șalău mai. Să facem de toate în două zile. Artificiale. Până mă apuc de jucăria asta cu mandula. Trebuie să fac rost de niște materiale pentru mandulă. Pentru mandulă trebuie să fac rost de niște astea. Să vedem ce îi pun la corp. Cred că de ăsta de șlap, dar să vedem de unde găsesc eu așa mult. Trebuie să găsesc o sursă. Doar nu o să adunăm după gârlă înainte. Să găsesc o sursă. Leo, știi vreo sursă, mă, de astea? Trebuie o sursă de niște din alea așa. Material de la de șlap. Niște material de șlap. N-am vedea un salon. După trebuie să o fac să o probez eu. Dacă e prinzătoare. Poți să-i dai omului, ia domne, că merge la șalou de râpe, dacă nu ai apuzit. Și mai mă uit și-o pe bucătate. Mai e. Nici n-am mai luat, de mult. De seama de când am luat, stai și-o. Nu lasă le mai îndrept și tu bidonul, că mâine nu lasă cum rău la noapte. Mai dă niște apă, bă, la motor. Da, bă.
Ziceți că prin sărăș ștucă, nu? Bun. Peștișor, lana. O gâșgănie. Plăcea la domnul. Și pe ne-aș lua unul prin sărăță și Crean sau doar numai după știuc. Mai vedem cu Nea Mihăiță să vedem ce-am mai prins el pe rău. Ne-aș lua. Mă, drumul a fost bun până la București, deci e drumul cam prost pe autostradă, cu niște găuri plombate, dar îți făceai treaba, ajungeai cât de cât. Mai fac ăștia o pasarele, nu știu, pe acolo, pe centura aia de nord. O pasarelă ca să te duci direct, să nu mai stai până intersecțiile alea, cam partea de sud, cum ele. Un lucru foarte bun, că după aia nu mai trebuie. Se mai descongestionează oricum pe partea de sud mai mult. Ce nu îmi plăcea mie? Niște ciudățenii de treceri de pietoni. 80 de km la oră, 70 de km la oră, 50 de km la oră, 30 de km la oră. Iar 50, 70, 80. Păi mai bine facem o pasarele, treceau aia și nu avem treabă. Ce? Păi reducea cineva pe acolo. Să-i știu să mai reduc o legă, să-i știu cât de cât nu vrei. Rău, că degeaia costă. Niște aibilde. O pasare, nu știu, hai. Bolcea e de modele, vei mai schimbați-le și mai. Dar este ok, parcă toate. N-am intrat noi pe București așa. Mai greșise că n-am făcut în curba aia, că n-am făcut la dreapta, nu o să iau pe sus, tot intrasem pe într-un sap acolo, întorsă-i pe acolo, tăpălită că... Ne încurcăm, nu este locul pe aici, către centură, că e pe o pantă acolo, știți cum e, șmichele. Cu giratorii, frate, acum cam toată centura de nord de plină de giratorii. Giratorii. Giratorii, gata, ai dat primul. Mai aveam 260 de km până la Constanța. Ei să ne va sta, vom mergem până la Mariul Lec. Să ne plimbăm și noi pe de sărbători. Păi ta la mine, pe vara nu mă duci, mă duci. Ha, cu iarnă. Ei, lasă, că nu vrei numai de... Ai avut ocazia și era tot. Vorbi cu Cristi, că de-aia mi-a adus amândoi, eu nu știam cum e calamarul ăla. Și că e ca un pește așa. Care trăiește pe o parte. Care carne ca lumea, n-are el multă, dar are ca lumea. Că nu te nești cu oase, că i-a plăcut lui nevasta lui. Bună afacere calamarul ăsta. Aaa.
că a luat el la carne de noi. A luat la carne. Și am luat și eu guvid la carne de melc, am găsit un melc. La carne de melc. Și l-am păcălit, adică. Păi găsim mâine niște materiale, să mă apuc de niște mandule, așa să mă duc, să le probez. Mandulile astea. Cipriane, salutare, tată. Auzi, bă, a început șalău pe Golești, bă, și tu stai așa. Ai văzut ce mandul am făcut? Dar mi-a mâncat-o ăstea, bă, că ți-a arătat și ție. Hai să pregătești banii să-ți fac mandule, na. Ia uite, mă, ce mandulă. Ia uite aici cu ce sprit șalău, fete. Mi-a mâncat aia jucărie, na. Ia uite cum a ajuns. Tu ce crezi că prinde cu asta? Șalău. Ia zi, a nebunit lumea dacă tu cu prostia asta ești șalău. Bă, lucra bine, vreau să ies să vopsesc și mi-a mâncat aia tot. Mi-a mâncat vopseaua asta tot. Toată spuma. Că aveam intenții serioase. Mâine să caut niște material să fac. Să vezi tu cum dă șalul aici. Deci mai tare decât în Zeman. A făcut un ruz, le-a luat mintea la ăștia, toți alergă pe el. Cum mă, nu prinde nimic, bă, deci, bă. Da, nu, cum să nu prind la mandulă? Și cum joacă? Joacă mandula EBL? Am ținut-o aseară în cadă, dar trebuie să mai... Și fii atent, mă, fază. Că am fac niște ochi de aia șmecher și îi pun ochi de ăștia. Uite-te și tu ce ochi. 3D, fii atent. O să-i pun ochi de ăștia și cu mandulă de aia, să vezi ce ți-l omori pe șaloc. Acum mi-a dat pontul Claudiu. Dai mă și tu, dacă îi dai ce îi place, normal cu ea. Unde e telefonul? Acum avem un telefon pașic. Să arătăm cum prinde rusul ăla. La mandulă. Eu omoară pe șalăi, să-i scu să-mi dai bățul. Tot așa, cu fir textil, bă, mai dur de 2,7. Cu acțiune mai de vârf. Mamă, ce drilluri avea ăsta, dildău. Să vezi, frate. Că nu merge. Nu îi dăm noi ce îi place. Nu îi dăm. Azi au prins pe Golești, mă, pe Taluz. S-au luat câteva bucăți mișto. Și că la ăla zi-tu. La Ghiborz, mă. Bă, mă gândeam o idee, dacă mă duc mă și mâine la un Golești, la un șola. De-aia n-am mai răspuns, bă, regele șalăilor, ăla de la șalăi, bandit, nu mai răspunde telefon. E bandit, bă, nu mai răspunde telefon. M-am prins de șmecherie, de-aia nu răspunde că mă încăpește. Când nu mănâncă, răspunde, știi? Că mănâncă, nu mai răspunde. Și am văzut, i-am pus. Și am dat un caigea. Mi se pare, Cipri, că te văzui la muncă, mă. Trecui pe la tine, pe aia, de făcui comandă de niște...
Trecui pe la muncă, pe la tine, pe, erai pe stânga acolo, spălai la o mașină. Erai cu un furtun, cu niște chestii. Dă o comandă de niște cauciucuri și zic, uite bă, pe ce plan, era și nevastă acolo. A, uite ce muncește aici de zori, 1000 de euro imediat el. Nu fusești tu după amiază acolo? 3:30, 4:00, cam așa. Și mi se poru că te văzui pe sistem. Gata, bă. Prezentăm o muscă prinzătoare. Muscă prinzătoare. Curios că nu începe surumbianul ăsta. Da, și noi o lovitor. Zece la sută, zece la sută. De ce nu a venit în 11? Sunt cu sărbătorii și acum. Cu sărbătorii și ei, mă, ce să... Ultimele zile de an, ce să... Se plătește dublu cu cum e. Vorbi și eu cu șeful, întrebai de o chestie de angajar și să-l lasă, mă, că poate aduc înapoi, te ajung. Bine, bă, șeful, că-mi zisești că... Bine, că-mi zisești că să nu se mai nevăsă de mine, dacă să mai mă duc la angajare. Mai facem o afacere împreună. Mai mărim. Știi și eu și asta, bă, dacă mă duc înapoi la pază, nu e bine. Înapoi la pază. E nemai pomenit. Bă, dar ce prene, era standurile pline pe la tine, bă, bă. Standurile cu băieții. Urât să mai murdăresc, mă, mașinile stăiena. Ce bagă ăștia pe șosele, bine. E belea mare. Belea mare. Câtă coadă are asta? Bună? Bună. Ce mai trebuie, domnule? Aia, mână, domnule, ce mai trebuie?
Na, neagră, dar să bușim și cu ea. Domnul Mihăiță e oță tot. Deci gura damegenii, nu, e oță, am gustat eu de el, n-avea rost, e bine, l-am scos din aia, să știi. O să-l scot, poate mâine, că mai am niște măceșe, dar să-i cumpăr un dop de ăla, că n-am avut dop, am cumpărat ca dracu, unul mare. Și damegeana asta mică, am avut damegeană mare și l-a luat în depotul la țară și taxul a spart-o. Și n-am mai avut damegeană mare, ce să bag. Și am băgat, acum am o damegeană mică și n-am avut dop. Bă, nu mai cadru. Belin, mă dăm dos. Acum am luat măsură la asta, la dop, are 3 cm, trebuie să iau una cu dop mai mic de 3 cm, să intre acolo. Și să bag compoziția, zahărul, măceașa. Am înțeles că și zahărul a trebuit pus-o că n-a păștopit. Zahărul, măceașa. Bag și drojdie. Și niște orez. Și după aia, să-i pun furtun, dar să bag în apă. Păi nu, e oțet, nu mai e vin, s-a transformat. Am unul, că am spălăcit pe aici. A făcut sora la țară de strugure. Uite, uite că ăsta aici mă duc să iau cam niște sticle de la, să le probez eu acum. Să iau două sticle, ia să vedem dacă pot să le beau în țară asta. Cazi că nepotul a băut două. Stai că mă duc să iau sticle, nu mai. Așa, o leacă pe astea. Vind dacă e bută ceva. Mă doare bută. Am unul aici, dar mă o să spăl sticla asta, că îmi place. E de sticlă, de sticlă, dacă îmi scapă asta, am dat-o mare. Stai puțin cu ea, așa, mă dă să-mi iau un pahar. Nu știu, un pahar. Ce să vă zic, de niște surse autorizate, înțelesei că e altă minune. E.
De niște surse autorizate, înțelese că altă minune nu-i, nu e țuică, nu e vin, dar e țuică, fii atent. Dar tot trebuie să o încerc acum, dacă zisei. Dar așa să-i pun aripi, mai pun aripile astea, le pun după aia, fii atent. Așa beam oamenii buni de sâmbătă până luni. Merge bine treaba. Am muncit azi, am mers 340 de kilometri cu sielul. Ia, să vedem. Uleu, am zis că asta este vin, că așa apare. Vin aici. Stai, mă, că eu am zis că e vin, nevasta, zic că e altceva. Mamă, e țuica asta, bă. Am și de-aia vișinată, dar vreau să beau de-asta originală. Că mai am niște virș... Am un abces la o măsea. Trebuie să pun jumate, că nu știu dacă mai vă muște. Am un abces la o măsea. Asta s-o luăm la Delta. Am vreo două sticle de-astea. Șmechere. Dormim mai lungi, prindem somnul de 3 ore. Bă, da, pe sticlă, pe sticlă. Da. E, la mine nu e. La mine știți cum e când mâncai, mă, de dacă n-am poftă. Ce-ai bine? Nu vreau să vedem de ce. Nu, vreau să vedem, hai să trăiți, să vedem dância asta. Ce soluție mai este? Dacă nu mai apar noi pe live, e treaba. E bună că amorțește. Nu știu lecția asta de la tata, la când bea, la îl durea măseaua mereu și pe la volan, cred că bea mult pe la tractor. Să distra, dar a trăit viața la maxim, tata, adică era numai cu țigări și pe tractor. Găgiți de 60 de ani. Da, numai că asta te calmează. Am un abces aici, am așa, normal. N-am medicamente, nu-i bine. Prin domne mereu de... Uite, toată lumea învață de la mine cum să prinde și nu prind eu. I-am spart pe ăștia pe pești. Serios, mă, de mă, să mai au niște crângi. Hai să trăiți. Mâine, a venit fishing, rău. Fishing, ia uite, am aici, bă. Cu dedicație pentru... De la Nașo Fishing, ia uite. Recepționera ce face. Ce bă, odată e anul nou. Ce bine și noi acum. Am fost la lucrături, am fost plimbat pe la București. Mai aveam o lea că ajungeam la Giurgiu, ne? Mai aveam 260 de kilometri, hai să trăiți. 260 de kilometri până la Constanța. Cred că are mână... E gravid în 4 luni? Mamă, să străiască! Bă, te omoară bărbosul! Bă, te omoară bărbosul! A aflat ceva bărbosul? Vezi că dacă nu iese brunet cu el, dacă nu iese brunet ca el, să vezi tu, nasul ăla. Și ce zici? Seamănă cu tine? Ai făcut pozele? Ce ai făcut? Te-ai băgat aia? Că nu, da. A, bărbosul e plecat în Ucraina? A, înțeles. Păi până vine îi mai faci vreo 2-3. A, e clară treaba. Încă vreo 2-3 tot îi mai faci până vine el. Da. Dacă o mai veni, bineînțeles. La cum e diavolul pe noi ne bagă la sac imediat. Extraterestre ăștia, mă, nu ce faci. Hai să trăiți, doamnește. Da. Dar fii atent care mă sună-mă pe altul. Eu sunt bag la motor ceva. Băi, fishing.
Stai să ne înțelegem. Le dăm eu telefon la Pacol? Ăla, spart-o? Stai că mi-aduce soția telefon. Nu e. Nu e? Stai... În geacă. Păi, ai zis că e... Stai să mă o să iau telefonul, imediat te sun eu. Păi nu, cred că e de mere asta, mă. Ciu, e de mere, da. Că l-am găsit ea. E de piersici, mă. Stai că l-am găsit, bă, să te spune acuși. E și la gât, e de piersici asta, sigur. Mai face unchiul ăsta bunătăți, da. Eu am zis că e vin, da. Am greșit. Te cam păcălește, zic, bă, un vin de ăsta alb, acum e bine. Așa că trebuie să fie. Bă, și merge și alou pe de rând și uite, am fost ocupat zilele astea. Mai am niște muște de făcut. E impresia că e varză, stai descărcat. Stai două secunde, te grăbește, culci? Ia zic cum e cu penicelă. 1%, stai să-l deschid pe ăsta și te sun eu. Că e unul, spart și n-am 1%, nu mai sunt grăbat. Gata, s-a deschis și îl activezi acuși. Te claxonezi mie. Te-ai făcut polițistul acoperire? E mișto treaba acolo la tine, să știi. Cu banul ești bine. Bă, permisile, am vorbit, fiți atenți de permise la World să fac mâine până la ora 12. Deci mâine până la ora 12 la World. Am vrut eu să mă duc să-l fac, dar nu mai am timp. Că am ceva la niște cumpărături și îl fac eu. Că se plătește bine la voi acolo. Da. La mine s-a încheiat contractul ăla, o să mai mă duc eu. 40 de milioane salariu? Da, bă, e viață ca lumea acolo. E viață ca lumea acolo. Și ai postul tău, adică te duci, îi bagi acolo, le dai drumul, să... exact ca în filme faci, nu? Te duci, le dai drumul, mai ies pe afară, mai fuge vreunul? A, păi în 5 minute aia știe tot mersul, ce să mai... Am și eu vecin care lucrează acolo. Ce mă, te învață băieții repede, vede că ești de viață, nu-i de... Și-ai oameni, până la urmă? Dar câte sun eu acum. Bă, merge și alou pe dărâm, bă, și la gole și la delta merge pe dărâm. Sper să mai termin și eu cu ăstea. Trebuie să bag codul. Să mă duc și eu la un șalou cu băieții ăștia care văd. Nevasta zic că mă lasă. Nu acum, dar după sărbători sigur mă lasă. Ei bine? Am aprobare cât de cât după sărbători. Mașina cât de cât. Merge, mai facem o furcă și gata. Știi ce mai? Stai că se vină două secunde semnalul de vină. Trebuie să ajung să-mi iau sticlele alea, bidoanele alea, să fac barca în plan normal. Zice, e pe la tine, pe la Giurgiu. A urcat Scrumbia, uite băieții ăștia pe internet spune că e sabița e plină, auzi Dunărea de sabița. Ai mai fost? Ai mai dat și tu o muscă? Îți mai dau o linie, mai probez, mai plătic aia mai. Pe la Giurgiu vrem să vină și noi. La Dunăre merge, dar în zona... Cred că merge și în zona asta la... Gura Oltului și pe toată Dunărea, da. Dunărea, m-am uitat pe ăla, e exagerată, crescută. Unde, frate, la tine, la Giurgiu, se prinde sabița? Scrumbie la sfârșit de ianuarie. Mamă, mai e o leacă, fiate. Și sabița merge acum? După care 15? După 15 ianuarie? Mulțumim domnul Ștefan. Ia uite pe domnul Ștefan. Nu, dar care e 15 ianuarie, nu?
Dacă rizeavcă, păi da, am prins mă și noi tot anul, rizeavcă de-aia. Hai, gata, hai că a intrat. Ia-ne. Salutare și chiar îmi pare bine de cunoștință, nu ne-am auzit de mult. Să ne auzim și anul ăsta. Mă auzi? Păi ce să fac, uite, cu lucrătura? Nu mai sunt la pază. S-a terminat, am vorbit cu șeful, a zis că m-ar duce înapoi, nici nu mai mă angajez. Și în rest cu alergătura, cu mușne, cu niște comenzi la București, cu puteți la București să niște marfă. Tot lucrăm. O, chiar îmi pare bine, să știi că e mișto acum. A, ești la pensie. Da. Program, cum ai program? Faci 12-24, 12-48. Mâine ești de zi? Aha. Păi și după aia ai două libere? A, e exact ca la mine la pază. E nemaipomenit să știi. La bani. Păi și unde prindeai carasă? Unde prinde? La Suhaia? Mm. 5-6 ianuarie? Da. Aha. Cum e șlaia? Păi de asta nițel cum să fie apa mică, că e acolo cotă 1 metri peste nivel. Când a intrat apa în pădure, era 600 și acum e 811 la cetate. Și cu cât e în sus de înalte? Păi crește, dar depinde de nivelul ei actual la cât a ajuns. Păi eu ce zic, acum apa e crescută, e mare acum apa. Da, apa e mare. Da, da, nu. Uh-huh. Da. Te apuci când dă pescuit, cum ar veni. Da. Păi venim, vorbim. Uh-huh. Așa. Avem cort? Așa am fost, da. Mm-hmm.
Păi stai nițel și mănâncă ăla acum. Da, adevărul e că s-a încălzit apa asta, a temperatura și... Nu știu, vezi că e aprilie. Da, pe unde se bagă? Da. Am înțeles. Și noaptea la ce trage pe acolo? Păi rămâne și o noapte, ce să facem? Da, în mașină. Da. Da. Da, păi nu, vin cu un prieten. Nu, nu, ce preocupat. Vine cu un prieten care... Am fost la George, ne-am dat la Twister, am dat un șalot după mare, după aia venit aia ne-a băgat plastic pe față și n-am putut să mai dăm, am dat cu un Twister verde. Eu am ce trebuie pe ăsta agățat, că în culo aveam șalău, un agățat cu la în gură. A, eu nu. Sunt pe acasă pe aici, am că am treburi de făcut, mai am și de făcut o grămadă. Însă... Cine? Soacra mai trește, da. E o stare mai așa, că are insuficiența aia cardiacă, dar a apucat cu ea și să chinuie și mai dăm niște astea naturiste. Eu? Dacă am avut COVID? Eu dacă am avut COVID? E, ai avut? Ai avut de două ori? A, uite, păi, am... Și ți-a trecut? Și ce simptome aveai tu când ai COVID? Da. Și te vaccinezi? Păi nu e, mă, auzi, hai să spun ce efect are pe termenul vaccinul. Nu că ai ceva, că nu știu ce, doar nu mai judești normal, nu prea mai distingi niște chestii. Nu ai nimic. E, lucrează la alte sisteme, stai niște. Adică eu mă gândesc așa. Tu dacă ai început cu o recepționeră, o să treci la 3-4, că înțelegi ce zic, adică. Păi ce să faci la hectare? Da. Da, zic, cocoșai?
Cocoși ai? Îmi trăia și mie niște fulgi de ăștia, dar nu de ăștia hirți așa. Și de rață și de cocoși trebuia să iau pe ea după ceafă. Da. Da. Auzi, pe și tu dacă aveai simptomele și nu te duceai nicăieri, ce ai face? Da, buzi este când nu sunt așa. Da. Nu știu ce dracu să te asteze după aceea, zici că a intrat drăcinim. Zici că a intrat drăcinim, satana. Eu zic. Eh? Bă, eu n-am reușit să fac nici pe ăla. Noi am băgat dob din ăla și s-a făcut oțet. Ăla de măceș. Și acum eu mai am niște măceșe să le bag, dar trebuie să iau un duc pe damigeana asta de 4 jumate. Eu sunt cu măceșile, acum am băgut niște țuică. Tot anti-covid. Da, soția lucrează. E pe la bucătărie, mai face pregătire. Nu, n-am luat, că luăm de la sora. Trebuie să-l tai acum, mai tăiat unul și m-a avut doi puși. I-a dat la fată și mai dă și 9 jumate și 6 jumate. Hrana mea de bază este peștele și salam. Peștele și salam e hrana mea de bază. Suica și cu vișinata în restantă. Lapte și suc, da. Nu, până nu mă interesează. Pe mine mă interesează extraterestrii la maxim, aș plimba și eu cu raveta lor, am treabă eu prostii de COVID, de dreci. Și așa ne ai extraterestri pe tot, știi figura, nu? Hm? Da, mai dau de când. Da, mai că am avut niște probleme. Probleme mai majore. Mai, dar mai rar. Mai rar, mai rar. Da. Mai rar. E probleme cu disfuncții. Nu, n-am avut. Da, da. Banii intră. Așa. Păi da, nu, i-a dat acces. Dar știi ce între mie o lecă de publicitate la ăsta? Păi n-a rezolvat că trebuie să vorbesc cu ăștia, avocatul îmi cerea, zi tu, 30 de milioane.
N-am avut să-i dau și a zis că îmi rezolvă el cazul și că, într-adevăr, e furt de drepturi de autor. Și-o domnule cu 30 de milioane și eu vă rezolv. Era bun pus, să știi acum. Hai? Păi știi care este treaba? Să trebuie să mai vorbesc cu un prieten care e procuror, să vedem care... ce zice și ăla. Da, e procuror la Academia de Poliție acolo și profesor. A fost colegul meu cel mai bun. 51. Păi nu, trebuie să vorbesc pe tema aia, dar nu mă vai, că vreau să mă duc la Imperiul Leilor să o dezvolt așa. Tu nu vezi când lucrezi la o muscă? Te sun eu, da. Auzi ceva de șalău aveți pe în zonă? Frumușei? Oh, nu așa, mă, de în jur de un kilo așa de neinteresat. Deci găsești să dai să te distrezi. Te sună, mă, că pe mine mă interesează și o muscă și la sabița mă interesează. Am fost și la canalul cu apă caldă, n-am prins una. Am încercat. Păi și nu putem să o ținem cu noi? Păi și de ce ți le mai taie? Să nu mai fugi după ei să duci? Păi și atunci așa, nu mai venim. Nu mai veni nicio. Păi și scoabile cine vede dacă mergi noaptea? Toată lumea pune? A, ca să nu mai vine nimeni acolo. Păi și altă fază, să zic eu. Dacă lăsăm mașina la tine, tu ești departe de loc de pescuit? 30 de kilometri? Da. Hai. Pa, pa, bine, o seară bună. Pa, pa. Ieto. Probleme și mai. Probleme cu mafia. O să te duci la pescuit și pune scoabe să mănci cauciucul. Știi cum suntem în America de Sud, la Miami. Suntem la Miami, bă? Facem așa ceva. Ce mare atenție, mă. Pe cine vedem o scoabe de alt? Bine că am spus și. Să ne mai liniștim, mă. Ați auzit în zona Giurgiu să pun scoabe de la locurile de pescuit ca să nu mai ajung acolo? Deci trebuie să-mi iau un tractor pe șenile. Deci dacă ajunge să nu ziceți că nu am știut. Bine că mai mă încurajă unic. Dacă sunt doar scoabe, e bine să nu fie... Dă-le, mine antitank. Mine antitank, alte. Doar niște scoabe. Ce nu niște scoabe? Mai descurcă unul cu scoabele. Păi bune, am prins că e la 24 asta, mai e la aia. Și găgiul ăsta să capă și-l COVID. Că nu mai simțea, că nu mai făcea. Așa e, mă, că se... Zic, făcea pe el, bă. Zici că ai ajuns bătrân așa instantaneu.
La bătrânețe mai faci pătrânice. Te mai aveți zică, te mai... Una alta. Dar la 25 de ani, dacă a fost și eu, șmecherie. Măi, eu nu știu ce planuri mai au extraterestri, știa, dar... Sunt ciudat de rău de toate. Extraterestri ăștia, că ăștia fac toate prostiile astea pe ce. Extraterestri fac toate prostiile astea pe ce. Fac mai porcării. Luptă mare între extraterestri, mă urât. Nu mai scoate la capul cu ăștia. Să s-o ocupe planeta, e nasul alătru. Păi ne-a științat șeful lor, n-a ce să... Șeful lor, Dumnezeu. Șef că ea crea, dar așa că să facă ei de capul lor, mai știu. Lăsa și pe așa liber, să se joace pe planetă. Interesantă chestia cu extraterestri. Care sunt cei mai tari să bate pace pe pământ. Bine, dar știu, uite, e așa, bă. La grămadă, el arăt deja în litru. Da. Acolo sunt mai gata. Eu mai lei la gâzi, îmi văd de treaba mea. Nu mă bag întrebările lor să facă ce-o vrea. Să se împuște care o vrea. Și cum o vre. Pe planeta românesc, pe planeta românesc, pe planeta românesc, pe planeta românesc, pe planeta românesc.
Să o minte o șmecherie. Am zis să inginerul care barcă cu sonar. Mulțumim pentru like. Barcă cu sonar, auzit. Păi ce mai vrem, mă? Păi mă, tată, mai vezi? Că nu prins pești. N-ai barcă cu sonar. Te mai vezi că nu prins pești. Când ai barcă cu sonar. Când ai barcă și sonar. Mă, că mai e de muncă aici. Că mai e de muncă. Că mai e de muncă. Ce de muncă mai face noi? Comanda niște cauciucuri astea de debica. 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 Deci 175-70 pe 13 la magazinul de pe Frații Golești, 175 de lei bucată. Da, și pe site-ul ăsta era 161, jolă 12 lei la cauciuc. Să câștige și ceva. Să câștige și ceva. Da, domnule, dai de 2, domnule, nu se mai dau. 150 de lei. Nu jumătate să-mi iau coșmi. Când a zis marți. Eu nu știu ce zi era, ce zi era sărat. Și voi, mine vine. Și voi, mine vine. Păi și marți e cu timpul. Doamne, ce a zis asta marți. Deci voi, mine vine. Mâine vine. Sunesc. Vine mâine. Mâine 31. Sâmbătă 1. Așa, care trebuie asta? Că mă ajută mutul. Mutul ce zici? 30. Miercuri. Oh, de miercuri. Mâine e joi, mă. Mâine este joi, 31. Po, las mă marți ăsta. Marți. Joi, 31. Vineri 1, sâmbătă 2, duminică 3, luni 4, marți 5. Marți pe 5. Da, le lungiși. Mărți pe 5. Deci mărți pe 5. Trebuie să le iau. La mașină. Nu mai avem de mers cu ea. Mai am unele mai merg, alele pui mai la primăvară. Mai schimb să nu le auziesc pe astea, da. Punem pole înapoi, nu știu cum să facă, bă. Cred că tot.
Mai ușor una de vară, să am două de vară, nu mai. Am putut să degeaba. Una de vară, nu. La Oclei. Care e Marian? A, Neamitu, nu știu dacă nu. Avea un prieten, Neamitu, de înroșiuri. Acum 12 ore. Cine e acum 12 ore? 10. 10. La ora 10. Mitică de la turnă. Mai vă zic, alea. Mitică de la turnă, mă lași pe asta. Ce vă zic, extra-trește. Mai lucrez la pasiste. Ce vă zic, extra-trește.
Am zis că sunt singur pe internet. Dar de ce făcură, mă, e răpire extraterestre? Că mai o legă și vine răpire, ne ia extraterestre acum, da. După, mă, urmă să iei singur, nu mă lași pe mine. Au plecat băieții toți. O, aleu, ce mai pescuiesc eu, băi, ce-o bă, singur. Ce mai pescuiesc, domnule, eu singur, așa, băi, ce-o. O lasă pe mine cu rechinii să mă urt. Și plec la locul cu verdeță. Bă, frumos așa de partea. Frumos așa din partea mea. Frumos așa din partea mea. Veniți de luați lumina. Veniți de luați lumina. Este lumina pregătită. Cine nu a luat lumină, poate să ia lumină. Doar cine nu a luat suficientă lumină de lumină. Ne ocupăm cu înșurătorile, înțelegeți ce zic. Adică cu planeta asta cu ce poți mă de cu conșelătorii. Ne ocupam cu conșelătorile, doamne, ce-i mai înșelăm pe ăștia, bă? Iată, mănâncă, vă muscă, maică, că asta e bună, ia uite ce ochi are. Le-am luat și ochi, să creadă ăștia că e real. Ia uite-te ce dă voi mișto.
că ne-am duce în iad cu toate scrutile. Cam după ce se trage linia, cam așa, zice ceva. Bă, bă, nu v-a plăcut dacă să înșelați. Nu mai sunt locuri în rai. Mergem toți la grămadă în iad. Lucru manualul la domiciliu. Mai executăm la domiciliu clientul. Uite, lucru manual. O zene o mai mărbită pe să fom știu. Oh, bă, pasta așa, bă, pasta așa. Pasta invers. E făcută una așa. Completituri și cu scaiți așa. Ah, ce atent era la detaliu. Că trebuie să iasă în anumit fel. Altfel și că nu mânca. Băi, eu îl cred că ăsta e, să zice, OZN-ul. Are informații, spirite în el de n-ai treabă. Este un OZN-ul venit pe planetă, informat. Iată, păi nu merge așa. După ce l-ai adus în locul de pescuit, te zgorniște de acolo. Fugi, mă, de aici, că aici am înădit eu de dimineață. Dacă în cazul că te vede că prins pește. Trage cu coada ochiului că doar extraterestri ăștia de OZN-uri. Așa a făcut. Lucrarea ni. Ia uite, domnul. Ce mai facem, domnule? Noi prindem și noi ceva. Deci, hai să vă zic o șmecherie. Vrești tu jmașe cu icre? La podul viilor, domne, găsiți. Deci toată mâine lumea să fie la pod, frate, nu mai contează anul nou. Că serbăm noi până la urmă, nu? Serbăm, frate, și de seară și mâine seară. Toată viața e o sărbătoare. Adică, știu că ai unde. Mâine să mâncă pește, uite să vorbesc și eu cu neamță, mai duce, nu o lași tu ce. Adevărul e că nu știu ce e bun la ștucă aia, decât că e mai natural așa, da. Să mai căutăm un icre, dar mie tot babușca și cobrit îmi plăcă. Și bibanul pane. Uite, Cristi are 3 pungi de biban, mâine a zis că îl devorez. M-am piat cu el de pește și a făcut poftă de un pește. Bineînțeles. Bagă și teritoriul înainte, așa. Nu mai poftă, dumne. Cu atâta COVID pe aici, nu mai simți, nu mai miroși, măi. E o planetă ciudată asta, a început să devină ciudată planeta asta. De când cu extraterestri ăștia, cu misiunile astea pe Pământ, pace. Ca miroasa extraterestri pe aici, așa. Ne-a luat ăștia și simțurile și toate. Că oricum și trupul ea mai vrea să ne ia și sufletul, trupul ne-l ia oricum. Dar vrea să ne mai ia simțurile. Să... Păi atunci la ce ne-am mai făcut? Că mă gândesc și eu altă treabă. Păi la ce ne-am mai făcut? A, că e și simțul, ia și ochii, ia și nasul, ia și sângele, ia lepătul. La laborator, aia am terminat bulciuși. Termină viața pe planetă. Mă gândesc că e și altă variantă, da. Băi, dacă noi ne-am umărit toți acum în acea secundă pe tot globul ăsta, n-ar mai fi nicio lucrare. Nici cu răpiri, nici cu ea. Serios, dacă ar mai fi vreo răpire, dacă oamenii s-au omorât toți, Dumnezeu pe cine ar mai răpi? S-ar termina lucrările. N-ar mai fi lucrări. Păi ce să răpești dacă nu mai ce să răpiști? Ne sinucidem tot și gata, antena mărciu.
Dacă tot vrei să ne omoare. E o moarte mai așa mai complicată. Mai la comandă, mai să suferi, mai nu e, de-aia șmecher așa, te-a lovit avionul și... Știi chestii și la istra trece, ceea ce credeți că e așa simplu, da. Balone, păi exact, seamănă viața noastră cu filmul ăla, nu știu cum se numește cu filmul ăla, ați văzut? Când i-a furat pe istra trece. Când i-a furat pe istra trece, de-aia băgat în silicone. Cam așa se petrece cu noi. Acum nu știu ce silicone ne-au băgat. Undeva ne bagă și la așteptare, că, și că ei până ne judecă ei. M-a ars și ceva timp. O mie de ani, 1500 de ani. 1500 de ani. Oh. 1500 de ani. Până trec anii, ce facem? Stăm la celulă, jucăm cărți. Jucăm cărți, ne mai da ceva cărți, mai jucăm. La celule sau... Stăm așa, admirăm natura. Mai zboară cu tine extraterestru. Ce fac? Păi mă duc pe pământ, pe la voi. Nu, am înțeles. Dar păi vorbesc o cu tine, că și așa m-am plictis să făcea. Mai chestii și fenomene de natură extraterestră, bă, frate. De natură extraterestră. Și că zombi. Zombi, bă, de natură... Pământească sau terestră. Zombi de zombi. Zombianul. Zombianul, zombianul. Am terminat și muștele. Hai luăm și noi o pauză. Pescuit în seara asta. Am pescuit bus, dar n-avem unde să punem pești. Deci proiectul este să ne extratrești, proiectul este că ne-ar da și viața veșnică. Proiectul este următor. Diavolul cel mai mare scroc al universului ăsta. Vrea să se dea el drept Dumnezeu pe planetă. Ca să vedeți și dumneavoastră. Dracii să se dea... Păi și ăștia ce mai văd? Ce mai conduce lumea? Că nu o să mai conducă nici tram, nu mai conduce nimic. Nu zicea ăștia că e tram cel mai mare om al planetei, cel mai puternic? Păi și dacă vine dracu în locul lui, ce face? Să împarte împărăția acolo? Scaunul, că așa mai rea un lucru. Să-l omoare pe Iisus, că au văzut că se face asta conducător. Să-l omoare toți copiii de până la 2. 2000 de copii, bă, dacă îl omor pe ăștia, îl omor și pe ăla, nu mai vine ăla în locul meu. Așa și nu. Ce face dracu și cu Trump? Acum e problema. Care e mai tare pe planetă? Că ăștia zice că Trump ar fi. Dacă vine dracu, zice că să vrea ăsta să dea drept conducător pe ăla. Întrebare de 1000 de puncte. Care e cel mai tare, Dracu sau Trump? Răspunsul să-l aflăm mâine cu voia Domnului. Mulțumim de vizionare. Am terminat și ultima gășgăni. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe mail, pe sistem, da? Eu o pauză. Să mai mă dezmulțesc aici așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai o seară minunată, Doamne ajută, la mulți ani. Ține legătura, vedeți, mănâncă șalăul la Golești și tu ca la Podăvilor. E nemaipomenit, băieți, nu mai bine.